Muritorule, am nevoie de un corp nou. Intră pe eosumblat.ro și află mai multe. Experiențele bune, distracție pe bune. Mi-am dorit foarte mult un pick-up truck. E un vis mai vechi. Țin minte perfect, ascultam tare în mașină Money for Nothing, Dire Straits. Și îmi place la nebunie melodia aia. Dar acum dacă o aud, nu pot să nu fac legătura. Pentru că zgomotul pe care îl făcea pompa de apă, știi, care luase tot și s-auzea, era acoperit de chitările lor. Da. Și nu pot să nu amintesc cum am venit tractat de la Slobozia. Trebuie să faci un mic univers în momentul ăsta în mașină, că altfel nu reziști distracției din trafic. Așa este. Da, știi, îți dai seama, pui Waze și zici mai e o oră până acasă, să știi, și tu ești la 4 km distanță. De casă, da. Trebuie să faci ceva, să ai telefoane, îți rezolvi multe lucruri, mă rog. Și astea sunt regrete din copilărie, pentru că la un moment dat, aveam vreo 17 ani, am fost într-un service în ideea de a învăța ce are mașina pe acolo, pe unde îi cresc picioarele, știi? Am condus și Dacia, nu în viața reală, într-un film, Tovarășul milițian, și m-am trezit în situația în care frâna nu mai răspundea. Și mi-am dat seama, deci am călcat frâna, am călcat-o până când s-a învinețit genunchiul și m-am oprit la un centimetru de un zid. Ce să mă gândesc, pe unde aș merge cu mașina asta? Aș merge prin Teatrul Național. Da, știi? Se poate. Că au holurile alea mari și te prind mișto pe acolo. Turul ghidat al Teatrului Național pentru un singur spectator. Dar uite că nu lovești cu capul. Mică, dar e suficient de spațioasă. E ok distanța și asta? Dacă băieții zic că da, e ok. Ok. Din câte știu, distanța e ok și nu trebuie să ne apropiem foarte mult. Super. Microfoanele sunt foarte sensibile, dar imediat omul tehnic, omul care lucrează în domeniu știe, da, cu microfoane, cu lumini, cu scene, cu decor. Am spectacole în care trebuie să calibrez microfonul, adică asta fac. Da. Basically, repetiție, nivelul, tot, când am monitor de control. Eu și cântăreții cu negativ. Nici o problemă, pentru că avem colegi în regie care îmi spun mie prin telefon dacă trebuie să ne depărtăm sau nu, dar niciodată n-am avut un invitat care să fie atât de atent la partea tehnică. Am mai avut cântăreți care tot așa mai ziceau una, două. Prima întrebare pe care o punem tuturor invitaților ca să spargem gheața așa, cu ce ai venit la noi? Cu ce mașină am venit? Am un Ford Ranger. Da? Da, l-a văzut Marius când a venit și m-a întrebat dacă fac off-road și asta, și dacă se cheamă off-road când ajungi la țară și e un drum neasfaltat, plin de bălți și asta, da, ajută, adică are garda sus și e bine. Și chiar e farme cu unei astfel de mașini să fie, să aibă pete de noroi, știi? Da. Ca să se vadă că ai bătut ceva drum cu ea. Și s-a întâmplat să ajung și la munte și știi de ce? Pentru că, adică de ce opțiunea asta? Pentru că nu am decât de vreo 2 ani. Mi-am dorit foarte mult un pick-up truck. E un vis mai vechi. Și dacă vorbim de mașini, pot să o iau de la început și să-ți povestesc de un Ford Orion. Da. Nu știu dacă îți spune ceva. Știu mașina, da. Deci am rămas cu o problemă cu Ford din epoca aia, pentru că am avut un Orion care pleca împinsă de vecinii mei drăguți care mă ajutau, știi, și povești de astea. Și mi-amintesc că aveam vreo 25 de ani și de ziua mea am plecat cu prietena mea de la Oraia și cu două prietene de ale ei la Vama Veche și am zis să facem ziua mea pe plajă. Și undeva pe la Slobozia mi s-a spart pompa de apă
Și a fost... Cam pe la jumătatea drumului, adică... Deci știi ce? Deci ții minte perfect, ascultam tare în mașină Money for Nothing, Dire Straits. Și îmi place la nebunie melodia aia, dar acum dacă o aud nu pot să nu fac legătura, pentru că zgomotul pe care îl făcea pompa de apă, știi, care luase tot și s-auzea, era acoperit de... chitările de lor chitări, da. Și nu pot să nu amintesc cum am venit tractat de la Slobozia, ține bine volanul, dai seama, și asta se întâmpla. Deci atunci am rămas cu o impresie ciudată față de Ford și a fost derutat apropo de Ranger-ul ăsta, știi, și dacă să-l iau sau nu, să nu-l iau, dar deocamdată sunt ok, mă simt bine. Dacă știam, eu am avut în weekend F-150-ul, fratele mai mare al lui Ranger, care începând de săptămâna trecută se vinde și în România. Cum se numește? Ford F-150. Ok, dar seamănă cu un Ranger? Seamănă cu un Ranger, dar este mult mai mare. Ce am văzut diferența, există un Raptor, da? Da. Nu prea știu, adică să știi că sunt foarte... Nu e problemă, te lămuresc. O să mai spui tu și mă lămurești. Ce am văzut a mai fost Raptorul la un prieten și singura diferență pe care am observat-o era că, știi, bucata aia de la spate, deci se închide portbagajul. Da. La Ranger e foarte grea, faci sală cu ea, la Raptor e ușoară, e o tablă. Mai ușoară. Da, deci Raptorul cred că e mai ușor prin definiție. Știi, ar trebui să fie mai sportiv. Nu e neapărat mai ușor. Nu asta s-a gândit, să fie mai ușoară. Pur și simplu s-a nimerit să fie mecanismul ceva mai ușor de împins. Înainte să am Ranger, am mers cu un Raptor, deci condus de un prieten, da? În zona Timișoarei, și la un moment a intrat pe pământ din ăsta, deci neasfaltat, mergând undeva într-o zonă muntoasă. Și alerga cu vreo 80-90, știi? Nu era circulată zona, să ne înțelegem, da. Adică nu era niciun pericol. Dar dădea în gropi ca și cum ar fi vrut să rupă mașina, știi? Și nu se rupea. Nu se rupea, nu. Da? Și mă gândeam, zic, bă, ce are eu, fi cu capul, ce-i cu el, da? El, nu, e genul ăla de om, bine, e foarte sportiv, a făcut 1000 de chestii și place să trăiască cu adrenalina, adică adrenalina face parte din sistemul lui. Eu sunt mai liniștit, știi, mi-ajunge adrenalina de pe scenă. Și asta e. Deci eu sunt foarte atent la volan și... Așa cum trebuie să fim cu toții. Raptorul există și pentru Ranger și pentru F-150, doar că diferă dimensiunile. Ele sunt făcute să mergi cu 160 de km la oră prin deșert. Deci pentru asta este făcut Raptorul. Raptor. Da. Okay. O cursă a suspensiei foarte, foarte lungă. E un model, sau sunt modele deosebite, atât Rangerul Raptor cât și F-150 Raptor. Sunt niște mașini. Și F-150 ăsta e ultimul răcnet? Sau? Da, e ultimul răcnet. Am impresia că Rangerul are puțin peste 5 metri, 5 metri 300. Pe când F-150 are 6 metri lungime. Deci e 6 cu 2 cu 2. Este 24 de metri cubi are mașina. Deci în dimensiuni. Cam asta e amprenta mașinii. Recomand, dacă vreți să faceți un test drive, vă dau contactul să vedeți diferența dintre Ranger și F-150, că este mult mai mare și mai confortabil, mai relaxat, să spunem așa. E... o mașină deosebită. Are legătură Rangerul cu propriile idealuri legate de o vârstă mai înaintată, la care dacă ajung, sper să fiu undeva într-un decor mai liniștit, nu toxic și nu în oraș. Adică undeva la țară, liniștit, munte, ceva, știi, pădure. Dar deocamdată toate astea sunt niște vise, știi? Și pot să le îndeplinesc pe bucățele, adică în cea când fur, dar știi bine ce se întâmplă în weekend, în Comarnic sau mai știu unde, dacă vrei să ajungi. Tot timpul trebuie să pândești o altă, un alt segment de timp ca să ajungi tu. Așa am făcut eu, că m-am dus cu F-150-ul la Sinaia în weekend și m-am dus de vreme, ca să fiu sigur că nu prind aglomerație. Și într-adevăr am prins ceva...
Și mai am o nebunie care probabil nu se va îndeplini, dar asta cu mașina cu rulotă, dar compact, știi, inclus, da. Am un prieten foarte bun care se pricepe, știe toate sistemele, știi, foarte mișto istoria lui, că anul 2021, dacă nu mă înșel, deci eram în pandemie încă, da? Da. El în 2021 a fost cel mai fericit, a stat pe plajă cu rulota din martie până în noiembrie, a lucrat remote de pe laptop și mi-a zis, n-a fost o perioadă mai mișto în viața mea decât pandemia. Pentru unii pandemia n-a fost atât de fericită, dar și pentru alții, să spunem așa, a fost un prilej de relaxare. Da. De destindere. Nu, normal că a fost o dramă planetară, dar ziceam de un caz izolat. Un caz izolat, știi? Da. Dar omul ăsta chiar știe, știi? Adică se pricepe la toate șuruburile și tot ce are o rulotă și știe să repare și o face cu bucurie, știi? Adică e... De unde e atracția asta pentru rulote și pentru aventurile rulote cu motorhome-ul, cum s-ar spune? Da, e de unde probabil atracția? Că vine din ce se întâmplă în oraș. Da. Devine insuportabil ce se întâmplă în oraș și ne lovim toți de asta. Și da, avem în mașină tot felul de chestii de ascultat. Eu mai nou acum am învățat texte, vorbesc singur, că am o premieră în aprilie la Timișoara și sunt singur pe scenă 2 ore. E scris... Singur? Păi am mai fost ea cam a cincea oară, dar... e scris de mine, deci... Putem să spunem, nu e nicio problemă dacă spunem cum se numește și când va fi premiera. Se numește Romanian Psycho și nu mai e un freak show, nu știu dacă ai fost la vreun freak show care e... Există freak show 1, freak show 2 care sunt structurate ca o serie de monologe, da? Uh-huh. Aici e un singur personaj și atunci chiar mă tem de... Nu mă tem, dar sunt... foarte curios care va fi reacția publicului, pentru că n-are, nu e așa exploziv. Vedem, mie mi se pare un material foarte bun. Și nu o să dau spoiler. Normal, nu dăm spoilere. Și atunci când faci repetițiile în mașină, nu se uită lumea ciudat la tine? În general, dacă stai să te gândești că în povestea de care vorbim aici, Romanian Psycho, e luat de un om care vorbește la telefon 2 ore cu cineva, dar are o cască și se presupune că vorbește cu cineva. Da. Atunci, dacă eu repet textul, în mod sigur, un om din trafic o să crede că vorbesc la telefon prin Bluetooth. Știi? Prin Bluetooth, da. Da. Deci nu e... Nu e ciudat. Nu trebuie să fac gesturi mari și... Deci mașina poate fi un spațiu personal de creație, dar poate fi și de relaxare și în trebuie, același timp? Nu, trebuie să faci un mic univers în momentul ăsta în mașină, că altfel nu reziști distracției din trafic. Așa este. Da, știi, îți dai seama, pui Waze și zici, mai e o oră până acasă, să știi, și tu ești la 4 km distanță, de casă, da. Trebuie să faci ceva, să ai telefoane, îți rezolvi multe lucruri, mă rog. Deci mașina, habitaculul ăla trebuie să devină un mic univers, nu? În viitor se preconizează că vom avea mașini care se vor conduce singure, mașini autonome. Ce părere ai de această tehnologie? Da, am auzit, nu știu... Vor deveni norma? Am înțeles că există destule pericole încă și că sunt lucruri legate de posibilitatea inteligenței artificiale de a citi anumite semne și de a înțelege niște lucruri. Da. Dar, na, deja mașina de mult timp a devenit pentru mine, adică tot ce se întâmplă în mașină, toate sistemele astea, navetă spațială, știi? Adică, da. Eu gândește că am prins epoca în care citam colecția povestiri științifico-fantastice, nu știu dacă știi ce e aia. Știu, erau niște cărticele subțiri și le căutam cu lumânarea să le găsim, să ne le dăm unii altora. Toate astea deja se întâmplă, știi? Tot ce citeam acolo și ni se părea imposibil.
Așa este. Și mă mir, știi, dai seama, de acum 10 ani știu că există mașini care se pot parca singure, tu stai așa și ia și ia distanțele și face toate. Deci robotica și tot. Dar mă depășește și mă știi ce mă doare? Că dacă se întâmplă ceva, asta e o chestie, chiar nu-mi place, dacă se întâmplă ceva la nivel mecanic, știi, sunt foarte puține lucruri pe care le cunosc, adică foarte puține, pot să pun cricul, să da. Fac pana și așa, dar trebuie să chem pe cineva. Care mai ales la mașinile noi. Da. Și astea sunt regrete din copilărie, pentru că la un moment dat, aveam vreo 17 ani, am fost într-un serviciu în ideea de a învăța ce e, cu ce se întâmplă, ce are mașina pe acolo, pe unde îi cresc picioarele, știi? Da. Și era departe. Și erau 2 ore cu tramvaiul și era noroi și nu știu. Și am fost toate și am renunțat. Adică, na, a fost de comoditate cumva. Dar mi-a plăcut să știu, știi? Să fiu pe fază și să pot să rezolv niște lucruri. Da. E, la Ranger e greu și să dai roata jos să schimbi o pană, că eu am pățit-o pe munte. cu și am aflat de curând ce trebuie să fac și cum trebuie să bag nasol. Este. Hai să vorbim acum, te rog, despre acest BMW și după aceea, care e povestea din spatele imaginii și după aceea vom intra și în alte... Nu știu unde l-au găsit cei care au făcut Miami Beach, partea întâia. Da, e simpatic. E o mașină, cred că o mașină de colecție asta, nu? Da, mașină este o mașină. Pare a fi un 3.0 CSL. Eu nu știu. Eu m-am uitat, mi-a fost drag să mă uit la ea, dar n-am știut din ce ani. Și... M-am uitat la emisiunile alea pe Discovery, în care cineva ia un hârb și îl face țiplă, știi? Și foarte mișto inițiativa și răbdarea oamenilor și pasiunea, știi? Până la urmă de pasiune e vorba. Da, am condus și Dacia, nu în viața reală, într-un film, în Tovarășul milițian, nu știu dacă ai văzut asta, Camera Detective, a fost pe HBO. Și partea ciudată era că era vorba de o epocă de 1980 și aduseseră Daci din 80, asta încă mergea și trebuia să o conduc pentru o distanță nu foarte mare, dar trebuia să ajung la vreo 40-50 la oră. Pe mașină montată era o cameră de filmat care, hai să zicem că costa vreo 100.000 de euro, wow. Doar camera aia, știi, cu tot cu tot dispozitivul și tot. Și m-am trezit în situația în care frâna nu mai răspundea. Și mi-am dat seama, deci am călcat frâna, crede-mă, Lucian, am călcat-o până când s-a învinețit genunchiul. Și m-am oprit la 1 centimetru de un zid, știi? Apropo de distanța dintre camera montată pe mașină, dai seama. Și după aia m-am dat jos și am zis ceva, știi, pentru că proprietarul mașinii dăduse garanția, a venit la filmare, mașina fusese închiriată, omul era acolo ca să-și păzească opera lui vintage păstrată de pe vremea lui Ceașcă și așa. Și, normal, trebuia să dau garanție dacă mașina răspunde, știi? Da. Chestii, a fost o întâmplare fericită, să spun, cu final fericit. Iar de asta, nu știu, asta cred că era super funcțională, dacă mă amintesc bine. Trecea mai greu volan puțin. Știi că are volan de la de lemn. De lemn, da. Și nu avea servodirecție. Da. Așa erau mașinile pe vremuri. Trebuia să ai ceva mușchi să, să le miști. Apropo de mașini din filme... Ți-a rămas în minte vreo mașină din un film anume? Nu trebuie să fie un film în care să fii jucat. Un film, orice film. O să mă gândesc. Nu, trebuie să mă gândesc și să răspund poate mai târziu. Dar nu o să zic mașina lui Batman sau ceva. Poate să fie și mașina lui Batman. Știu, dar nu, nu e genul meu, cred. Da. Adică... înțeleg nevoia existenței mașinilor electrice și a implementărilor, dar am dat seama că se pierde ceva, se pierde un farmec al
vrum-vrumului, știi? Se pierde, da. Da, da, da. Sunt foarte multe filme care au fost, nu știu dacă să spun îmbunătățite, dar a căror imagine s-a asociat, da, cu mașina care era, exact, în film. Dă-mi tu un exemplu ca să mă ajuți. Uite, spune-mi ce ți-a plăcut ție din ce film. Păi, unul din motivele pentru care eu am urmat cariera pe care o am astăzi este datorită filmului Back to the Future, Înapoi în viitor, okay, cu acel DeLorean, cu mașina timpului. Aha. Nu mi-aduc aminte. E mașina mea preferată. Anul trecut am avut și ocazia să o conduc pentru prima dată. Deci există acum? Există, da. A fost o mașină reală, da, pe care cei din film au luat și au transformat-o în mașina timpului. Dar mașina există și poate fi condusă. Există una și la Muzeul Țiriac. Uh-huh. Există una la Iași, culmea, la o firmă de IT, pe aceea am condus-o și eu. Au mai fost în filmul Two for the Road cu Audrey Hepburn, e un MG. E un film foarte ciudat. Nu știu dacă l-ai văzut, este despre un cuplu care... El cine e dacă ea e Audrey Hepburn? Nu știu, nu mai știu cine este, că nu mă pricep, doar la Audrey Hepburn, doar de ea mi-aduc aminte, dar tot un actor cunoscut din anii aceia. Este povestea relației lor, de când sunt tineri până la bătrânețe, până la divorț, până la momentul divorțului. Deci până la bătrânețe. Până la bătrânețe, da. Până la momentul divorțului, doar că scenele nu sunt așezate cronologic. Okay. Și atunci se începe cu cearta, apoi cu momentul cunoașterii, apoi cu mijlocul relației, apoi cu primul copil, al doilea copil și se tot întorc. Aha. Ei au... Nu, mișto, o mașină. Caut, da. Nu Two for the Road, foarte, foarte fain filmul și în film există un MG, o decapotabilă din anii 30-40, aș spune eu, din perioada interbelică sau imediat postbelică, dar cred că interbelică, și este mașina lor de familie și atunci toate discuțiile astea, ce s-a întâmplat cu noi, cum am ajuns în situația asta, de ce nu ne mai iubim ca la început, au loc în mașină și că de asta se numește Two for the Road. Ah, pentru că are multe scene în, da, mașină. În mașină, da. Uite, un film pe care pot să spun, eu nu știu ce mașină conducea, pentru că totul se întâmpla înăuntru. Da. Filmul se numește Lock, sigur l-ai văzut, cu Tom Hardy. Da. Eu când am văzut filmul ăla, am zis, o clipă, pe eu trebuie să fac asta, înțelegi? Adică, nebunia din capul meu. Oricum este absolut inimaginabil ce a făcut el acolo și greu de înțeles. Pentru că, na, sigur, mașina era pe platformă. Categoric, da. Știm. Și, dar, na, l-am văzut de câteva ori și e minunat. Și atunci, problema e că nici nu... Știu ce mașină conducea, nu mi-aduc aminte. El intră în mașină când pleacă din șantier, nu știu, ai văzut, poate el am e șef de mai șantier de mult, și văzut, da. Totul se întâmplă, el vorbind la telefon cu mai mulți oameni și tot înțelegi povestea, știi? Da. Trebuie căutat, trebuie văzut ce mașină a fost. Serialul Breaking Bad, dacă îl știi. Da, dar eu sunt fan Better Call Saul. Da? Da, deci problema e că ceva sincer, n-am chimie cu actorul din Breaking Bad. Da. Nu-mi place de el. Și am văzut un sezon și m-am lăsat pe gubaș, dar îmi place mult de Bob Odenkirk, ăla care joacă în Better Call Saul. Better Call Saul, da. Și Cheliosul ăla, știi, care lucrează la garaj acolo, la... și care intră în combinație cu toți, cu cartelul ăla. Da. E foarte mișto. Nu l-am văzut până la sfârșit, am văzut vreo 4 sezoane și îmi place mult și construcția, dar tipul e demențial. Mă rog, și-a deja a făcut și alte lucruri și l-am urmărit, știu. Da. Pare caricatură uneori, dar eu pot să-l compar liniștit cu De Niro la aceeași vârstă, pe anumite roluri. Știi, dacă ai văzut Nobody? N-am văzut. N-am văzut. Deci, din păcate nu am foarte mult timp să mă uit la filmul. Nu, să cauți filmul ăsta, Nobody. Nobody, o să caut. Dar... Ai să vezi o scenă de bătaie în metrou cu niște
băieți acolo care îl așteaptă, mă rog, eu nu vreau să dau spoiler. Eu știu cum se fac lucrurile astea în cinematografie. Crede-mă că au lucrat-o la filigran și ești una dintre cele mai demențiale scene din istorie. Foarte tare, foarte tare. Pe noi ce ne limitează să copiem sau să facem astfel de scene? Bugetul? Da, în primul rând, da, da, da. Adică eu nici măcar nu mă gândesc la să încerc să copiez, pentru că n-am cum. La ei în spate, în afară de buget, o caracatiță de marketing și toate astea, și un anumit simț al montajului pe care, de exemplu, văd că spaniolii acum încep să-l aibă legat de Casa de Papel sau de alte chestii, știi? Dar sunt convins că au editori veniți din America special ca să învețe să lucreze. E un anumit trip pe care îl învățăm și noi încetul cu încetul. Adică acum, eu nici nu știu cât am voie să vorbesc despre asta. Am terminat filmările la un serial care se numește Subteran și care este prima producție Netflix în România. Și am și eu un rol destul de important acolo. Și sunt foarte curios ce o să iasă, pentru că au filmat din multe unghiuri și multe variante, știi? Și totul ține de montaj. Și sper să iasă o chestie trippy, știi? Dar echipa de producție, mă refer la tot ce înseamnă tehnic, inclusiv partea de editare, montaj, da, a fost adusă de către Netflix din afară sau s-au folosit echipe românești? Nu, eu știu că totul e... Toată inteligența, să zic așa, e din România, dar erau niște oameni care supervizau și sunt în continuare oameni care văd un premontaj și pot să umble la el în continuare, știi? Pentru că, dacă nu greșesc eu, urmează să aibă premiera în toamnă, simultan pe Netflix în 100 și ceva de țări. Deci îți dai seama ce înseamnă ca dublaje în diferite limbi și asta. Și evident, după aia își dau seama dacă ține sau nu, dacă se face sezonul 2 sau nu. Da. Dar aștept cu interes să văd ce ieși. Așteptăm cu toții cu mare interes. O întrebare din partea mea, să spunem așa. One for the road. One for the road, da. Unde se face compromisul între viziunea regizorului și ce știe editorul să facă? Asta e... Cum se întâlnesc la mijloc? Dăm un exemplu concret. Deci, regizorul are în minte o anumită scenă. O filmează în stilul său. Vine editorul. Așa. Și își face de cap cu acel material sau lucrează cot la cot cu regizorul astfel încât să iasă scena cum și-o dorește? Am auzit de diferite stiluri de a lucra și eu cred că, în mod normal, regizorul trebuie să stea la montaj. Eu nu văd cum ar putea fi altfel lucrurile. Dar știu că există regizori care își fac treaba și după aia lasă totul pe mâna editorului și mi se pare foarte ciudat. Eu, de exemplu, am făcut un joint, adică un film cu un buget foarte mic, acum anul trecut, și urmează să văd în ce fel îl exploatez. Mai am puțin să-l termin, adică mai am o fază de postproducție. L-am montat eu în aproximativ 8 zile. Nici măcar n-aveam răbdare, deci am trecut prin tot brutul foarte, foarte special. Bine, e un film făcut în 2 zile, să ne înțelegem, adică filmat în 2 zile, în alt fel de regim. Faptul că eu îl văd ca pe ceva special, poate să fie doar o chestie personală. Și aici nu discutăm de vreun buget și așa. Dar la nivelul ăla, undeva... din ce am învățat până acum este că regizorul poate să fie foarte mișto, să te conducă perfect, dar felul în care ești filmat și după aia montat poate să te distrugă, să-ți distrugă munca. Deci de fapt toate trebuie să lucreze împreună pentru ca să fie bine și să fii credibil, știi? A fost un întreg fiasco cu filmul Justice League
pentru că s-a schimbat cu Superman, cu Batman. Da, nu mă uit la asta. S-a schimbat regizorul cam pe la mijlocul filmului. A plecat Zack Snyder și a venit altcineva în locul său și i-a derutat rău. Da. Ei, a ieșit filmul, n-a fost foarte reușit și toți au cerut după aceea Snyder Cut, să vină Snyder înapoi și să remonteze filmul. Foarte tare. Și a ieșit The Snyder Cut și acum cine vrea să, sau fanii universului DC, se uită la Snyder Cut, că e mai bun decât, și eu m-am uitat la ambele versiuni, da. N-au nicio legătură unul cu celălalt. Foarte tare. Nu, îți dai seama. Deci despre asta vorbesc, faptul că și au foarte multe unghiuri și montează după aia. Există regizori care au viziunea legat de rețetă, știi? Da. De rețeta americană, știi? Și sunt foarte buni. Mi s-a întâmplat acum vreo 15 ani să fiu într-un film ăsta horror cu vârcolaci cu asta și când l-am văzut, era atât de bine montat și se lega bine și pe sunet și tot, da. M-am gândit, băi, n-are staruri de prima mână, nume mari sau ceva, dar fi fost foarte bine la cinema, adică ar fi fost foarte mișto de văzut pe ecran mare, legat numai de faptul de felul în care se monta și curgea fluid montajul, pentru că există filme pe care le-am văzut și știi, când te dor ochii, nu mai înțelegi niște tăieturi, da. Ori aleargă unul cu o cameră în mână și se întâmplă prea mult timp, ok, vrea să justifice ceva, știi, urmărit de nu știu ce cutare. Dar la mea, dacă te dor ochii și nu mai înțelegi ce se întâmplă, nu e bine. Știi? Ține de montaj, tot. Da. Asta e părerea mea. Un editor bun poate să-ți facă un film sau nu. Deoarece partenerii noștri sunt cei de la Vlad Cazino, trebuie să menționăm că ei au o campanie de conștientizare numită Împreună spre Zero. Eu pe la 23-24 de ani am avut aproape un an. Am avut o manie asta cu păcănelele, da. Și am vorbit despre asta la un moment, în ideea că e bine să consumați cu moderație, știi? Okay. Iar acum, dacă m-am trezit anul trecut pe un vapor, am filmat o chestie care, apropo, din cauza montajului, ești execrabil, da. Așa, eram pe un vapor din ăsta foarte mare, în care încap 3000 de oameni, da. Știi, un cruz de ăsta. Și aveau sală de jocuri și la un moment dat, așteptând, m-am jucat, nu știu, 20 de euro sau ceva, la mișto. Da. Și am zis, da, îi pierd, ok, o să văd cum se învârta la ei în regulă. Uh-huh. Dar îmi place rolul de aici, știi, mă amuză, da. Pentru că e ăla care zice stop și nu zice la modul blând, zice, băi, fii atent, că stai țeava. Și atunci e simpatic din punctul meu de vedere și ajută. Pentru că lumea asta e diversă, jocurile trebuie să existe, oamenii fac gambling, e ok, dar trebuie să știe când să se oprească, asta e tot. Eu îmi amintesc experiența trăită și știu că n-a fost ok. Eram obsedat de niște chestii care curgeau așa, nu mă mai interesa să citesc sau, mă rog. Și de-aia zic, consumați cu moderație, se aplică în multe zone. Discutând cu cei de la Vlad Cazino, pot să le dau un scenariu, să vedem exact, să lucrăm împreună pe el. După aia să vină, cum s-a întâmplat în ultimele două, apare vocea lui Vlăduț, care deja e recognoscibilă. Acum o să existe Vlăduț, nu o să mai fie desen animat. Nu o să mai fie desen animat. Da. L-au înviat, l-au făcut, i-au dat trup, da. Și da, e un brand care e deja cunoscut în România. Ce? E simpatic, da. Dar care e faza acum asta care iau foc cu bateriile de litiu ion și cu toate? Este simplu. E teoria conspirației. Nu este teoria conspirației. O poveste anti-marketing. E cum se cheamă, concurența care le dă în cap sau ce se întâmplă? Nu. De ce apar peste tot filmulețe cu mașini electrice care se bușesc și care nu pot fi stinse nici cu apă, nici cu nimic? Nu, trebuie să le lași să se stingă. Ok.
Avantajul este că deja începe să fie schimbată tehnologia bateriilor. Se trece de la litiu-ion la litiu-fier fosfat, spre exemplu. Baterii care nu mai ard cum ard cele litiu-ion. Dar trebuie să le lași, n-ai cum să le stingi. Pe cele litiu-ion trebuie să le lași să... Da. Să hardă tot, practic. Iar procesul de fabricație e atât de complicat, că am înțeles că pentru fabricarea unei baterii din asta pentru mașină se poluează mai mult mediul decât ne închipuim. Se poluează, așa este, însă nu se poluează localizat. Adică se poluează în munți, în mine, pe acolo. Se poluează stratul de ozon mai mult decât se toxifică aerul. Pe când în oraș, microparticulele astea pe care le emană mașinile pe țeava de eșapament, de la frâne, de la anvelope, asta ne omoară pe noi și ne omoară plămânii celor care stăm și locuim în oraș și atunci avem un aer poluat. Pe când, dacă te duci în acele mine, într-adevăr, există alt tip de poluare, dar nu te omoară zilnic, să spunem așa, zilnic și încet. Okay. Nu mai există lucru care să nu polueze, mâncare care să nu ne dăuneze. Știu, asta din păcate s-au găsit microplastice și în zone virgine, nu mai avem scăpare. Ceva trebuie să facem și cu încălzirea globală, da, care... Știu. Apropo, nu că nu contest, îți dai seama, dar am întrebat legat de... Într-adevăr, poluează și bateriile, doar că nu poluează localizat. Ce vor ei să facă cu aceste mașini electrice este să scoată poluarea din oraș și să o mute în altă parte. Mm-hmm. Astfel încât noi să avem o calitate a traiului ceva mai bună. Și atunci asta este cu... Sau să ne mutăm noi la țară. Dar nu putem toți să ne mutăm. Nu putem și dacă ne mutăm la țară nu sunt cum mașini. Ar fi? Dacă acum... ne mutăm toți la țară o să apară și un mol imediat după aia. Făceam stânga și era o trecere de pietoni și eu mă uitam să nu vină cineva din direcția aia. În mod normal nu trebuia să mai traverseze nimeni și a venit un ungoană cu bicicleta în ultima clipă. Am frânat, deci n-am dat peste el, dar el a avut o clipă, senzația s-a speriat, știi că... Da. Și evident, a fost un moment de fracțiune de secundă ciudat, pentru că l-am văzut și pac, am apăsat. N-a pățit nimic, dar el a fost interesantă reacția, știi, pentru că s-a speriat o clipă și după aia tot a fost ok, dar el plecând s-a uitat, a înțeles, dar știi, totul rapid, da. M-a recunoscut cumva și a avut, tu spiersi cu mătii, înțelegi, totul s-a întâmplat foarte, foarte rapid, asta acum vreo lună, știi, da. Și îți dai seama că am regretat că l-am speriat pe omul ăla, mai ales că sunt și eu biciclist și îmi asum riscul ăsta vara. Deci eu știu oameni care merg pe ghețuși iarna, pe bicicletă, da. Știi? Că sunt maniaci și prieteni de-ai mei cu bicicleta și așa. Dar eu vara mea asum riscul ăsta și îmi dau seama de fiecare dată ce nasol e. Adică cât de mare e pericolul. Pentru că îmi trec mașini, uite, așa la distanța asta. Și n-am ce să fac, știi? Dacă vreau să ajung uneori fără să iau metrou din A în B... Trebuie să iau bicicleta, știi? Ca ei stau, se claxonează între ei. Da, se claxonează. Și eventual îmi pun o chestie ca să nu inhalez toate noxele alea. Da. Asta sunt bune și măștirile la ceva. Da. Sunt anumite zone și anumite intersecții în București unde nu poți să stai. Da. Și să respiri, da. Nu poți să respiri. Bine, sunt fumător, așa că sunt încercat la nivelul ăsta. Trebuie să mă las și de asta. La un moment am mers vreo 7 km cu fiul pe bicicletă vara trecută și evident că uneori a trebuit, au fost zone în care am luat-o și prin trafic, știi? Dar am căutat să fiu cât mai pe trotuar tot timpul. Dar eram în urma lui, la un moment dat o luam înainte și urlam după el. Deci a fost, am transpirat serios în momentul ăla. El are 8 ani acum, știi? Mulți înainte. Și pedalează bine și e foarte dinamic, dar îl fura peisajul și eu îl văd acum că pică în fața mea de pe bicicletă sau ceva, știi? Și da, orașul e...
e junglă. Încerc să fug din București, de asta... Dar aici trăiesc, aici fac o mulțime de lucruri, știi, din păcate nu... Cu toții, nu cred că e cineva care își dorește să stea în aglomerație toată ziua. Da, da, funcționez și la Timișoara și, de exemplu, când mă duc acolo în zona de centru, mă simt ca în altă țară. Uh-huh. Da. Altfel sunt oamenii, știi, aici s-au mai căinoșit așa și se uită ciudat și se înjură, e foarte complicat. În centrul la Timișoara chiar zâmbesc oamenii, te salută, știi, se salută între ei, necunoscuți, știi, oameni care stau cu copii cu porumbei, acolo e altă, e altceva. Da. Am observat și eu că există o secetă de bună ziua în, în București. Să știm. Da. Da. Nu știu. N-a avut nimeni plantele de curent, plantele de bună ziua. Da, plantele de bună ziua, ce, ce bine sună. Dar pistele de biciclete cred că ar trebui să fie o prioritate. Adică există astea de la... De, deci unde începe Calea Victoriei, da, la, hai să zicem, la guvern și până acolo. Din momentul ăla, dacă eu am ajuns la capăt, eu deja sunt în pericol. Eu știu, bicicleta, știi? Da. Și atunci cred că ar trebui să dea mare atenție acestor lucruri, pentru că s-a dezvoltat o ură pe bicicliști, a șoferilor. Da. Știi? Și eu înțeleg, dacă e unul care nu are ochi de pisică, nu are semnalizare și chestii de-astea, știi, să vă vezi că e în trafic, la un moment dat, băi, ce-i cu tine aici, știi, și era să facă accident, ok, nasol, și atunci îl înjuri pe ăla. Dar de ce nu are ăla o pistă de biciclete, știi? O pistă serioasă, nu o chestie atâta, știi? Trebuie să meargă săracul pe o șină de... Nu, e... Și din când în când mai apare un stâlp sau un pieton sau... Da, și asta numai în centru, numai în centru. Da. Adică sunt zone în care n-am fost, ajung și mă gândesc, aici cum faci? N-ai cum. Folosești șosele normale. Mai există câini vagabonzi? Era să zic vagabonzi. Vagabonzi. Da, da. Vagabonzi cred că mai există. Vagabonzi în... București, hai să spunem în centrul Bucureștiului sau... Parcă nu. Nu, dar dacă te duci în zonele, să-i spunem, limitrofe... Semi-industriale. Da, da, zonele chiar la Balotești sau mai știu eu... Da, da, da. Domnești, mai găsești. Pericol, mai găsești, pericol. Da, pericol. Mai sunt. Din păcate, pentru că sunt nenorociți care îi aruncă... Îi aruncă de vii din mașină. Da, știu, și am trăit chestia asta, că nu știam cum să pedalez mai repede. Acum mulți ani. Da. Mi-amintesc. Sărac cu animal n-are nicio vină. Normal. Normal. Da. Dar te trezești că m-am trezit eu cu 5 dulăi după mine, deci nu știam ce să fac. Norocul meu este că da, am traversat, mai treceau mașini, am scăpat. Dar se întâmplă. Da, nu, asta cu pistele de biciclete. Nu avem cum să fim ca Olanda, dar măcar să facem așa o mică încercare. Ar fi bine, ar fi bine. Mașini de... mă tot gândesc, știi, la mașina de vis sau la... Da. Știi, în Ranger e o problemă că plouă. Are... Benă. Bena aia, da. Și are niște, cum se cheamă, jaluzau aia, că nu știu cum să-i spun altfel, trage așa. Da. Și când plouă torențial, bena nu are sisteme de scurgere, știi? Trebuie să parcheze eventual așa ca să se scurgă toată apa. Da, da, m-am obișnuit, e ok. Acum culmea, n-are Ranger, dar are Ford Puma făcută la Craiova. Așa. Are un sistem de scurgere în portbagaj. Și poți să-ți pui, nu știu, clăparii la schi și se topește zăpada de pe ei sau da. Poți să pui gheață și ceva sticle dacă vrei să te răcorești la... Dar stai, după aceea desfaci ca la cadă. Ce mișto! Un șurubel acolo și se scurge. Da. E ușor de curățat, că e plastic, adică... Super. Dar pierzi roata de rezervă. De ce?
pentru că ocupă locul roții de rezervă. Deci e în portbagaj, sub portbagaj deci... e o podea falsă, da. Și sub această podea falsă se află spațiul de depozitare unde în mod normal ar fi roata de rezervă. Se numește Mega Box și poți să-l folosești ca și spațiu de depozitare și are loc de scurgere. Dacă duci la pescuici, prinzi niște pești, vrei să fie vii, să iei din apă, poți să faci asta. Ok, da, nu poți să mai ai roata de rezervă. Deci renunți la roata de rezervă, dar asta renunți, îți asumi în momentul în care cumperi mașina. O cumperi ori cu Mega Box, ori cu roata de rezervă. Cred că știi. Deci ai de optat în momentul ăla, vreau după aia să așa, să așa. Exact. Da, cred că ești o enciclopedie legat de mașini. Da. Ok. Ce vreau să știu ce părere ai de Mazda. Am eu o curiozitate. De Mazda? Mm-hmm. Mazda, la ora actuală, face niște mașini extraordinare, cu toate că au o gamă, să spunem, nu foarte nouă, e un pic îmbătrânită, dar vin din urmă cu modele noi. Pe parte de materiale, asamblare, calitate, raportat la preț, ei stau foarte bine. Okay. Poate chiar cel mai bine. Au niște mașini foarte bune, bine dotate. Și care ar fi dezavantajele? Dezavantajele la Mazda. Dacă vrei, luăm toată gama. Mazda 2. CX-30. CX-30 e super mașină. Este super mașinuță. Nu prea are dezavantaje. Mazda 3 nu așa, e un SUV, nu? Da, e un crossover. Mai mic, așa. Un SUV mai mic, un crossover. Este o Mazda 3 un pic mai ridicată. E adevărat asta cu volanul de aur? Știi ce înseamnă volanul de aur? Este o chestie de marketing și... Da, e un fel de mașina... mașina anului. Anului, da. Ca doar fiabilitate că... sau ceva cu testele de impact și de... Este vorba despre o organizație independentă care acordă aceste premii. O organizație independentă formată din mai mulți jurnaliști din mai multe țări. Și atunci se stabilește acest volan de aur. Dar acum trebuie să trecem la surpriză. Ok, te-am ținut mult, iartă-mă. Nu este problemă. Am început eu să pun întrebări, dar... Nu este problemă. Trebuie să ne ridicăm ca să vedem surpriza, pentru că trebuie să ieșim din studio pentru surpriză. Deci te invit afară. Mersi, ok. Aia roșie? Aia roșie, da. Ok. Ce părere ai? Wow, nu cred așa ceva. Este un microlino. Știam dacă e cu fața sau cu spatele. Este cu fața, da. Pentru că oglinzile sunt și farurile. În același timp. Este o mașină elvețiană făcută în Italia. Se poate conduce de la 16 ani. Okay. Și trebuie să mergem să dăm o tură, dar hai să dăm așa o tură în jurul ei. Și după aceea dăm o tură cu ea. Ok. Cu am ea. Încredere. Da. Uite, portbagajul. Ia, hai să vezi portbagajul întâi. Cine a făcut mașina asta? Elvețienii. O companie elvețiană. Aruncă aici. Aruncă. Culmea, vezi, e destul loc. E spațios. Da. E spațios și... Hai înăuntru să dăm o tură cu ea. Trapa. Ca să scoți capul ca ăla Hightower din... Da. Dacă nu ai loc, dar cred că ai loc. Ia da, nu găsăm. Nu, eu am cred. Nu mă uitam după portieră, e foarte mișto. Conduc eu? Nu, eu, lasă-mă, da? Că vreau și eu să mă joc de mașinuțele. Perfect. De să bușesc. Pentru că șoferul intră primul. Asta zic. Bine, ok. Hai. Șoferul intră primul, că altfel n-avem loc. Stai ușor. Așa. Șoferul intră primul. Ok. Man, stai așa. Ah. Tai că dăm bancheta mai în spate. Asta e altă viață deja. Și cum închizi ușa? Adică tragi, da, tragi de asta, da. Să trag eu să dacă ajung. Ok. Gata. Okay. Asta a fost. Centura? Centura... Avem. Hai să da. Punem, ca să nu mai puțin. Stai puțin să mă gândesc pe unde aș merge cu mașina asta. Aș merge prin Teatrul Național. Da, știi? Se poate. Că au holurile alea mari și te prind mișto pe acolo. Turul ghidat al Teatrului Național pentru un singur spectator. Dar uite că nu lovești. Cu capul. Mică, dar e suficient de spațioasă. Da, nu, e incredibil. Bun. Da. Piciorul pe frână. Deja. Ok, dăm la cheie, ca la o mașină normală.
Trebuie să dau puțin mai în față. Puțin mai în față, da. Ne dăm împreună mai în față. Atât. Da? Ba nu, nu, mai... stai. E ok. Și acum dau. Dăm la cheie. Am dat. Ok, așteptăm un pic să pornească motorul, cum s-ar spune. Aici climatizarea. Bine, n-are aer condiționat. Doar ventilator. Stânga, dreapta, așa, swipe, ca la telefon. Așa, setările. Ăla e portbagajul. SMS-urile. Așa, ăsta, astea sunt ceasurile de bord. Bun, scrie ready, scrie ready. Piciorul pe frână. Da. Frâna de mână e în stânga. O dăm în jos. Asta e ok. Așa. Am găsit-o. Și drive-ul este, dai de rotița aceea în dreapta. Așa ceva, da. Ok. Și acum hai să dăm o tură. Da. Mergem și dăm o tură. Nu știam de ce n-am mai ținut nimic. Păi ca să avem loc. Iau piciorul de pe frână și accelerez să... și te duci în stânga. Da, dacă nu, în stânga. În da? Stânga, da. Ok. Da, interesant. Să schimbăm camera ca să ne și vedem. E de mers prin studioul la Hollywood, așa. Da, pe aici dreapta. Chiar pe aici, da? Chiar pe aici, da. Prima dreapta. Da, nu? Prima dreapta, da, pe aici, acolo. Dar poți să accelerezi, adică mașina merge cu 90. 90. De asta e drumul mai problemat. Aici, pe 90, când e și mai drag. Da, ai permis. Tot înainte. Pe acolo. Da, tot înainte. Ai merge cu ea prin oraș? Ah, vrei să spun sincer sau să te mint? Nu, sincer. Nu cred. În dreapta? Nu cred. În dreapta, ia, dă-i. Dă-i pe acel drag. Că nu-mi place să atrag atenție. Da. Asta a fost tura. Micro se cheamă, nu? Microlino. Da, Microlino. Ți-a plăcut surpriza noastră? Da, a fost... Nu mă așteptam. Da, s-a nimerit să fie. E bună de pus în pomul de Crăciun. Îți mulțumim că ai participat la podcast cu prioritate aici la Promotor. Sper că te-ai simțit bine. Știm că nu ești cel mai mare pasionat auto, dar ai avut povești cu care să ne încânți. Pentru asta îți mulțumim și te mai așteptăm oricând cu drag. Și mai vin că aflu lucruri importante, da? Nouă ne puteți scrie în secțiunea de comentarii, o abonare ar fi extraordinară și nu uitați de www.promotor.ro. Drumuri bune!